Bref, am început ziua bine. Ce zi azi? E joi. Am ajuns în Amsterdam, este absolut superb, doar că plouă! Hai că lumea e frumoasă și sub umbrelă, mai ales când ești la Amsterdam. Cred că mai bine am și intrat într-un coffee free shop. Mi-aș vedea de treabă, să vezi ce vesel o să fiu după aceea. Nu așa, Dorin? Salut. Mergem într-un coffee free shop? Nu, facem poze după aia. Începe aventura, pentru că am urcat într-o bărcuță cu care o să facem o croazieră pe canale din Amsterdam. Bună dimineața! Astăzi o să facem fotografii la Amsterdam. O să mă întâlnesc cu Dorin chiar acolo. Și abia aștept. E o adevărată nebunie aici, în Gare du Midi. Cea mai mare gară din Bruxelles. Am reușit să-mi iau totuși bilet pentru Amsterdam. A fost cam cât un bilet de avion până în Tenerife, cu low cost. Bine că m-am trezit cu noaptea în cap ca să ajung la gara la timp. Și uite-te că trenurile domnilor ăstora întârzie la fel de frumos cum întârzie și trenurile noastre. Am reușit să mă urc în tren, care arată cam așa, la clasa a doua. Și o să fac cam o oră și 40 de minute până la Amsterdam. Este deci foarte... pentru că n-am fost suficient de inteligent să-mi cumpăr biletul online de ieri sau de alalte sau de când am plecat din țară, singurul loc pe care l-am găsit disponibil în acest tren este aici. Nu știu cum să vă arăt. Sunt pe culoarul de intrare, dar bine că am prins și locul ăsta, pentru că este mega super aglomerat. Am ajuns în Amsterdam, este absolut superb, doar că plouă! Superb, superb! Mergem să căutăm încă un loc unde să facem poze, până nu mi se ploștește tot părul sau ceva. Uite ce frumos e aici, și în stânga și în dreapta. E foarte simpatic la Amsterdam, numai că nu prea poți să te plimbi pe malul canalului, care este blocat de mașini, milioane de mașini și biciclete parcate, and so on. Oh, ce frumos! Uite aici, o să vreau poză, că avem două poduri, avem tot ce ne trebuie. Gata. Stați să vă arăt totuși niște canale. Uite, ăsta e locul. Na, 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 na. Ce-mi place în Amsterdam este că lumea e foarte, foarte drăguț îmbrăcată. Amsterdam, din câte știu, e un oraș destul de verde. Se și vede prin numărul de biciclete pe care vezi parcat peste tot. Și mai ales la câte biciclete circulă pe străzi. Și asta e foarte frumos. Mi-ar plăcea să văd și în București mai multe biciclete și, evident, piste de biciclete. Evident că a început ploaia la Amsterdam, așa că am intrat la H&M să-mi cumpăr o umbreluță. Hai că lumea e frumoasă și sub umbrelă, mai ales când ești la Amsterdam.
este aventura, pentru că am urcat într-o barcuță cu care o să facem o croazieră pe canale din Amsterdam. Am plecat! Mijn naam is Jekyll en ik ben de skipper van Germany Scheisse. Bonjour, madame, monsieur. De Français hebben een catastrophe. So, I hope everyone understands a little bit English. When there is something in the way or the computer doesn't know it anymore, I will tell it in English and Dutch. And I wish everyone a nice tour. Nederlands gaat ook natuurlijk goed af. Jullie geldt hetzelfde als er iets onderweg bijzonders is op de computer, weet het even niet. Dan vertel ik het in het Nederlands en natuurlijk ook in het Engels. Ook jullie wens ik een mooie tour. Trecem pe sub primul pod. O să ne plimbăm un pic pe canalele Amsterdamului. Mi se pare modul cel mai frumos de a descoperi orașul ăsta. Căsuțele, vedeți? Căsuțele? Acolo stau omuleții, vreau și eu acolo. Ce frumos e! Deci cu barcuța la Mega Image. Da, deci este o criză de locuințe în Amsterdam și ca atare mulți au decis să locuiască în căsuțe de astea pe canale. Majoritatea dintre ele sunt legale, adică au acces și la electricitate și la gaz și la apă potabilă, dar sunt multe care nu au aceste conexiuni la utilități pentru că sunt ilegale. Tocmai ne-a spus ghida noastră că aceste canale din Amsterdam, în mod normal, ar trebui să aibă 3 metri adâncime, dar de fapt un metru este nămol, deasupra căruia este un metru de biciclete căzute în canale. Gata, turul nostru de aproape o oră pe canalele din Amsterdam s-a terminat. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am aflat și lucruri interesante despre oraș.
Așa că dacă ajungeți aici, merită să faceți un astfel de tur. Costă 11 euro pentru adulți și 7 euro pentru copii. Și să-l încercați. Asta chiar am loc. Oh, dar ce simpatic cum stai aici, un fir de păr. Ce rebelie. O să fac aproape 2 ore până în Bruxelles. Sper să nu adorm, pentru că trenul merge până la Paris direct. A fost foarte, foarte frumos în Amsterdam.